Telefonul îmi spune că am o oră până să-l duc pe invitatul meu la aeroport așa cum i-am promis. Și asta m-a stârnit, pentru că vreau să facem ceea ce nu se face astăzi, drag Andrei Țigănaș. Vreau să încercăm să spunem împreună, chiar dacă aceeași poveste, construind o altă poveste, fiindcă în locul ăsta de povești în care Ți-am urat bun venit, prăvălia de la colț. Găsești aici obiecte cu povești și numai oamenii cu povești pot să vină să atingă și să se asambleze unui mediu de povești. Bine ai venit! Bine te-am găsit! O să facem cu, venita precizare că veți recunoaște la el un soi de glas molcom de care nouă ăstora de aici, miticilor și răgățenilor, ne este foarte dor. El vine de acolo. De acolo de unde? De dincolo de carpați, m-am născut în Arad, dar m-am format în Cluj. Iar de 2 ani locuiesc în Spania, unde am schimbat mai multe localități pe, Malia, pe malul Mediteranei. Așa că astăzi sunt un călător circul în mai multe zone cu familia mea, mă bucur de viață și continui să lucrez, să-mi desfășor proiectele de la distanță. Se poate trăi așa? Da, da, multă lume mă întreabă, știi, ce faci? În general, când ai un astfel de stil de viață, ai prezumția de vinovăție. Și ce faci? Cu ce te ocupi? Te-ți permiți luxul să stai pe malul mării? Ce banca ai spart? Exact, ce parc? bancă ai, sta, ai spart? Acum sunt întrebat dacă mă ocup de partea tehnică, dacă lucrez în IT. Răspund nu. Ce fac eu, foarte pe scurt, unii spun că mi-am inventat o meserie. Eu nu m-aș duce atât de departe cu lipsa de modestie, nu am inventat-o, ea exista. Doar că am schimbat puțin orientarea. Ocupația pe care o am la bază este cea de profesor de dicție. Acum, profesorul de dicție este echivalentul preparatorului fizic în fotbal. Marii fotbaliști au un preparator fizic, adică este acel om dedicat care ajută performerul să dea goluri. Foarte mult timp asta a fost profesorul de dicție, a fost un om aflat în umbra unui actor, în umbra unui solist vocal de operă în general, profesorii de dicție lucrează foarte mult cu cei din mediul artistic. Cu asta mă ocup, dar ce fac diferit este că am scos această profesie din zona convențională a culturii, am scos-o din școlile de actorie, din școlile de muzică și prin mediul online am dus-o publicului larg, am deschis o sau i-am dat adresabilitate, am adresat-o tuturor celor care doresc să vorbească un pic mai bine. Să treci și pe la televiziuni cu meseria asta, te rog frumos, lucrezi dacă și poți Lucrez și, și cu oameni din, din televiziune. Cu acei oameni de televiziune asumați care înțeleg că în meseria asta este vital să ai ceea ce oferi tu, pentru că sunt foarte mulți cei care s-au născut învățați, care n-au nevoie de nimic, care sunt perfecți și pe ei nu vreau să-i deranjăm cu intervenția noastră, că pierdem timpul. Se spune că, în general, le oferim altora ceea ce ne-a lipsit nouă sau le oferim ceea ce am devenit noi. Mie mi-a lipsit, mi-au lipsit genul acesta de ore. Am lucrat și eu în radio foarte mult timp, puțin în televiziune. Și adevărul este că nu am avut un cadru bine organizat care să mă ducă, care să mă ajute să îmi prelucrez vocea, felul de vorbire, rostirea cuvintelor, a fost mai degrabă un drum din perete în perete, încercare-eroare, cum spun americanii, trial and error. Motiv pentru care, după mai multe experiențe acumulate, m-am gândit că poate altora le-ar prinde bine ca cineva să ia de mână și să-i ducă prin proces. Așa am ajuns să lucrez cu categorii profesionale diferite, da, și oameni de televiziune, dar și profesioniști din domenii care, aparent, nu ar avea prea multe în comun cu cu vorbirea, cu prezentarea, cu oratoria în general, lucrez cu contabili, lucrez cu, lucrez cu persoane din domeniul tehnic, cu juriști, în general cu oameni care au un profil profesional clar determinat, dar care circumstanțial ajung într-o poziție, poate o funcție de conducere, de răspundere, reprezentare, într-o poziție în care trebuie să se comunice mai bine. Hai să ieșim din tranșee puțin, să ne întoarcem acolo înainte de începutul războiului și să le spunem celor care te privesc, eu vrând să aflu deodată cu ei asta, căci m-ai întrebat oare despre ce o să vorbim, ce te face să crezi că știu despre ce vom vorbi? Pentru că în meseria asta, cei care știu dinainte ceea ce vor vorbi, înseamnă că prefac lucrurile, le fac dinainte. Eu vreau să aflu deodată cu ei uh, despre tine, dacă se poate, evident, întotdeauna asta este, asta este pariul profesional, ceva ce nu știe nimeni și n-ai spus nimănui niciodată. Și te întreb, la început de tot, da, știu, la început a fost cuvântul, dar la începutul cuvântului pe care l-ai căutat tu și l-ai găsit și te-ai legat de el ca vocație și ca pâine, ce a fost Andrei Țigănaș atunci când era un puști care își căuta drumul, și trebuia să se ducă într-o direcție. Am uh, fost un copil uh, nu foarte sociabil din ceea ce, din ceea ce mi s-a spus, deși mă trag dintr-o familie vorbăreață, o familie, mama mea spune că suntem familie de italieni, deși. Macaronari. Da, deși nu avem origini italienești, dar uh, poate exact asta m-a făcut să fiu uh, un copil mai retras. Uh, îmi aduc aminte că părinții erau chemați la grădiniță. Uh, și li se aducea la cunoștință faptul că nu sunt cea mai interacțională persoană din lume, că alegeam să mă joc singur, să mă refugiez în lumea mea. Paradoxal, însă, am avut de mic o chemare spre partea asta de show. Se organizau și în școală, și în liceu, diverse evenimente, concursuri de muzică pe care ori le prezentam, ori mă desfășuram cu diverse recitaluri. De poezii și așa mai departe. Iată de ce, undeva prin preajma vârstei de 16-17 ani, am luat foarte în serios în calcul și posibilitatea să mă prezint la Institutul de Actorie și să dau o probă. A început să mă frământe gândul ăsta într-o o perioadă a istoriei noastre recente în care copiii nu prea, nu prea erau încurajați spre astfel de pornire. Am avut și eu o poziție în jur, mi s-a spus: Andrei, dragă. Ne, ne bucurăm că ai suflet de artist, dar vezi că e cam grea treaba asta cu actoria, e greu, e o carieră greu de controlat, se plătește prost, iată, te arunci în ceva fără, fără, fără un orizont foarte clar. Am stăruit o vreme și am încercat, să, am încercat în anii de liceu să-mi dau seama dacă într-adevăr sunt făcut sau nu pentru o carieră de actor, am activat în mai multe trupe de teatru, am avut o profesoară dragă sufletului meu la Școala Populară de Arte din Arad, Emilia Dimajur, ca este numele ei, era numele ei, care mi-a spus, Andrei, mamă dragă, dacă vrei să te faci actor, doamna Emi te va face actor. Era, o, era actriță emerită a Teatrului de Stat. Așa că am făcut niște pași serioși, dar nu știu de ce, când a venit sorocul, când mi-am dat bacalaureatul, am făcut un pas înapoi, din proprie inițiativă, nu-mi pot explica de ce. Poate că a fost teamă, eu mi-asum fără rezerve că nu sunt chiar cea mai curajoasă persoană din lume, adică de multe ori umblu cu frâna de mână trasă, m-am gândit, dar dacă nu este ăsta drumul meu, dar dacă au avut dreptate cei care m-au descurajat și așa mai departe. Motiv pentru care mi-am șoptit în barbă ca baiazid, am făcut așa un angajament cu mine însumi, mi-am spus... Am să aleg alt drum, doar că eu cred în destin, cred în, sau cel puțin cred în rânduială, cred că de undeva de sus drumul este croit. Dacă destinul meu este să ajung pe o scenă, am să mă întorc. Dacă după 2 ani de facultate constat că nu asta este drumul meu, dacă încerc o altă meserie și constat că nu sunt făcut pentru ea, mă întorc nu, din punct, în punctul din care am purces, cum zice Marius Ghicoș-Rostogan, mă întorc acolo și voi da în institut. Nu am ajuns niciodată în acel punct în care să-mi doresc să revin, considerând ceea ce mă duce spre concluzia că, de fapt, vocația mea nu a fost una de actor, ci mai degrabă a fost de om care îi ajută pe alții să se comunice. Cred că, deși îmi place foarte mult lumina și mă simt bine și printre reflectoarele tale, cred că în umbră mă simt mai bine atâta timp cât știu că de acolo pot ajuta oamenii să strălucească. Așa a mers cariera mea. Am, în mod spontan și fără nicio, fără nicio intenție, viața mi-a dus în cale zona de presă, de mass media, deși facultatea pe care am terminat-o nu a fost de jurnalism. Am terminat administrație publică la Babes bolyai în Cluj, însă deja de la sfârșitul primului an Colaboram cu diverse publicații, luam interviuri, făceam materiale, reportaje, am început cu presa scrisă. Iar de acolo până la studio și microfon nu a mai fost decât un pas. Am început la Radioul de Stat, divizia din teritoriu, Radio Cluj, care era, o, era un fragment din Societatea Română de Radio. Ca orice copil încă necopt, nu m-am mulțumit cu radio și am fugit în televiziune, atras de ideea camerei, așa că am luat drumul ProTV-ului, unde am stat puțin pentru că imediat mi-am dat seama că radioul mi s-ar potrivi totuși mai bine și că n-am plecat dintr-un loc chiar atât de rău, așa că m-am întors în Radio Guerilla și am zăbovit acolo vreme ca editor, prezentator de știri. Deci drumul meu a mers foarte mult în zona de prezentare. A continuat cu cercetare, am un doctorat. În timpul doctoratului am avut uh, o etapă la catedră în care i-am format pe alții. Deci, iată, mi-a plăcut să mă pun în slujba altora. O perioadă în care am lucrat uh, în publicitate și după un parcurs uh, profesional pe care eu l-am considerat destul de uh, zbuciumat sau destul de neclar încă m-am căutat. În 2016 am tras o linie și am spus că e momentul să creez un proiect al meu care să poate sintetiza toate experiențele pe care le-am acumulat și să le simplifice. Adică eu nu sunt o orchestră, dar poate o, nu sună bine, dar o flașnetă aș putea fi, pentru că flașneta, sigur, nu e un instrument complex, dar sintetizează foarte mult și dintr-o singură întoarcere de manivelă, flașneta poate să, ofere, să le ofere celorlalți experiențe foarte, foarte, foarte plăcută. Așa am ajuns să lansez primul meu curs de voce, dicție și oratorie în care am turnat tot ce acumulasem până atunci. Ceva te-a făcut să vrei să te duci în direcția asta și te-aș întreba în calitate de privitor de astă dată, dar un privitor avizat sau un ascultător avizat. Cum se percepe din fața televizorului sau de lângă radio, Nevoia ca oamenii care îți comunică să aibă o vorbire curată, clară, impecabilă, pentru că acolo nu poți să vii cu toate reminiscențele și cu toate sedimentele de glas pe care ți le lasă ție tot ce faci în timpul zilei, și cu ce-ți mai rămâne, te duci și la job dacă trebuie, musai. Acolo ești într-un cantonament în care ar trebui să respecti meseria respectând cel mai gingaș sentiment, cel mai gingaș instrument, dar nu cred că am greșit, sentimentul, conștientizarea sentimentului că deții cel mai gingaș instrument și ăsta este glasul tău. Vocea este intimă, e la intersecția dintre minte, suflet și corp. Cred că în vocea omului se descarcă, fără să spun cuvinte mari, întreaga ființă. Pentru că și din punct de vedere medical, vocea omului este un indicator, e o zonă prin care poți să pui un diagnostic. Există voce cardiacă, am aflat, există voce. Există anumite inflexiuni specifice persoanelor cu boli pulmonare, deci fizic poți defista foarte multe prin voce. Ca să nu mai vorbim de un cancer la laringe, de exemplu. Vocea este un transmițător al emoțiilor tale, se simte în voce dacă ești bine cu tine sau nu ești bine cu tine, dacă ai o zi bună sau. oricât de bine ai disimula și oricât de bun actor ai fi, vocea poate să te trădeze. Eu le spun cursanților în ateliere că vocea te vinde și accentuez mereu că a vinde în cazul de față are două sensuri. Te vinde sigur în sensul mercantil, că este o pârghie, o pe care te poți ridica, să te promovezi mai bine, dar te vinde și în sensul biblic de vânzare, trădare, vocea este prima. Este prima pe care o scăpăm de sub control dacă avem trac. Nu începe să tremure dacă nu nu știm să o controlăm suficient de bine. Deci da, vocea este complexă, este intimă, e se lipește acolo ca timbrul de Poate fi depresivă, poate fi isterică, bineînțeles, bineînțeles, poate fi... Este rezultatul minții. Motiv pentru care recunosc că mie îmi place să lucrez mai mult unul la unul decât în, în grup. Deși fac, țin și ateliere de grup, cea mai mare parte a activității mele online este interacțiunea unul la unul pe care o am cu cursantul pentru că există o dimensiune terapeutică în, în, în prelucrarea vocii și în formarea unei, dicție, unei dicții de calitate e ceva intim. Voce e partea văzută a icebergului, dar de fiecare dată când încep să lucrez cu omul din fața mea, ajungem la resorturile psihologice care determină vocea să sune într-un fel sau un alt fel. Și ajungem mai, mai în adâncime, ajungem la povestea de viață al omului, de ce vorbești tare, sunt adevărate, am, lucrez cu doamne care vorbesc foarte, foarte tare, foarte zgomotos, de, de multe ori încerc pe căi tehnice să le ajut să mai scadă din volum, să aibă vocea, să aibă o mai suavă, mai plăcută, mai feminină. Mai sexy. Da, 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 da. da. Și în momentul în care înțeleg contextul, dau seama că problema este în altă parte, de fapt. Dacă îți spune o doamnă, știi, eu lucrez într-o în, în, într instituție în care de foarte puțin timp am primit o poziție de conducere, nu mi s-a dat niciun credit și toți subalternii mei sunt bărbați și sunt cadre militare. Ce crezi că am făcut eu ca să mă impun zi de zi în fața lor? Cam la câți decibeli crezi că a trebuit să ajung? Ori pe mine asta mă fascinează să aflu că nu întotdeauna problema este în voce, e multă acupunctură. Luăm corpul, mintea omului, sufletul și vedem care sunt acele terminații nervoase pe care ar trebui să le înțepăm cu un ac, astfel încât să se vindece organul pe care noi îl scontăm. te întrebat vreodată de ce există voci pe care nu le putem suferi? <laughs> M-am întrebat. M-am întrebat și nu vreau să fac o generalizare urâtă pentru că există și oameni pe care noi putem suferi și în general cele două merg mână în mână. Există multe explicații tehnice care fac Există multe ar... Da, multe cauze tehnice care fac ca o voce să fie uh, insuportabilă. O înălțime exagerat de ridicată, de exemplu, um, un registru acut um, insuficient de bine ținut sub control, o respirație ne... insuficient de bine dirijată. Chiar și deshidratarea poate fi o temă, pentru că o voce cu asperități este o voce uscată, care de obicei vine din faptul că nu au corzile vocale un mediu extrem de ajuns de umed. Sunt multe explicații tehnice. Și ca să nu-i pierdem pe oamenii care ne privesc, pentru că vreau să mă întorc la poveste, mă întorc la povestea îndrăznelii pe care ți-ai luat-o. De exemplu, astăzi eu nu sunt în voce. Sper că e evident. Sunt nevorbită. E luni și nu mi-am făcut toate vocalizele pe care trebuia să le fac înainte de a porni o discuție, mai ales că eram relaxată. Știam că interlocutorul oricum vorbește și vorbește foarte bine. Um, ai plecat, totuși, de aici, te-ai dus în Spania, adică ai ales genul acela de viață pe care orice om și-ar putea dori-o, um, rupând niște lanțuri și încercând să faci, și chiar și reușit să faci această meserie pe care ți-ai ales-o, câștigându-ți pâinea de la distanță. De ce Spania? meseria era formată deja. Cursul am, primul meu curs de voce l-am lansat în 2016. Se numea Cum să vorbești bine. Un curs automatizat de voce, dicție și oratorie. Proiectul s-a dezvoltat, am început să creez și alte cursuri online. Am avut un avantaj și anume acela că încă de dinaintea pandemiei, iată, patru ani înainte, începusem să lucrez 100% online. Era șansa mea, ca să ducem acum discuția un pic și în zona business, era șansa mea ca să creez un business fără prea mari bariere de intrare. Mă, mă terifia ideea că va trebui să închiriez o sală undeva, să-mi creez un cabinet, nu știu cum îl vând, am spus online este mai simplu. Am intuit și pare că nu am intuit greșit faptul că mă vor căuta cu precădere oameni foarte ocupați care chiar dacă s-ar putea să aibă o mică reticență vis a -vis față de munca online, la munca online, vor fi recunoscători că ajung în viața lor mult mai ușor din laptop și că ei mă pot cu ghilimelele de rigoare folosi între două ședințe fără să și mai caute locuri de parcare pentru mine, fără să mă caute pe nu știu unde deschid laptopul și lucrăm, iar eu îi însoțesc cu ușurință. Am avut atât de mulți cursanți care îmi spuneau, știi, am, 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 o conferință peste o oră, îmi tremură mâinile și picioarele, sunt aici undeva în spate, într-un loc, hai să facem ceva, ajută-mă. Iar eu eram la 500-1000 de km distanță și puteam să-i ajut în acel moment. E, e grozav. Deci am făcut asta încă de dinaintea pandemiei. A venit anul 2020 cu schimbarea de paradigmă bine cunoscută în care totul s-a dus online pentru mine nu a fost decât un accelerator. În vreme ce alții trebuiau să se reinventeze să învețe tehnologie de la zero pentru mine nu a fost decât o creștere naturală a ceva ce începuse. Pe un astfel de fond în 2021 undeva pe, pe finalul anului am stat stând într-o bucătărie cu soția mea și vorbind așa despre viață și viitor ne-am pus întrebarea dacă tot lucrăm online, dacă tot munca noastră este digitalizată și a mea și a ei, pentru că soția mea face consiliere de comunicare, este om de PR, are clienți pe care îi gestionează 100% online. Dacă tot, e on, tot lucrăm digital, dacă biroul nostru este în câțiva inch, nu? cât este, habar n-am câți inci, are ecranul de laptop, dar dacă biroul nostru este atât de restrâns, de portabil și are nevoie doar de curent, nu am putea să-l mutăm un pic mai mult, nu am putea să descoperim lumea? Așa a venit ideea să, să pornim în lume. Am ales Spania din mai multe motive, și obiective și subiective, și raționale și emoționale. Rațional, un argument a fost clima. Am spus, hai să mergem undeva unde e cald, ne place căldura, ne place marea foarte mult. Un alt argument a fost cel al familiarității. Noi știam că mergem într-un necunoscut, că mergem într-o altă cultură, o altă lume și că oricum vom face un efort de adaptare. Dacă tot va fi altă țară, hai să fie una în care am mai fost. Întâmplarea face că eu am beneficiat în urmă cu peste 10 ani, 11, da, de o bursă doctorală la Universitatea din Leon, care este o universitate undeva mai la nord de Madrid. Am locuit acolo 8 luni. Cu Corina împreună, încă nu eram căsătoriți, a venit cu mine, a fost o, o experiență suficient de amplă încât să cunoaștem Spania, să învățăm limba și să știm oarecum la ce, ne, la ce să ne așteptăm dacă ajungem acolo. Diferența a fost că nu ne-am mai dus în nord, pe care îl considerăm un pic mai rece și la propriu și la figurat, ci ne-am dus în sud, unde e mai cald și la propriu și la figurat, și din punct de vedere al climei și din punct de vedere al interacțiunii cu oamenii. Așa am plecat. Un argument mai era, un argument să ridicăm ancora și să plecăm, era faptul că Maria, fica noastră, avea 3, sper să nu calculez greșit doi ani, 2 ani și jumătate, împliniți. Deci nu era încă înscrisă în la școală, știam că este, este într-o etapă a vieții în care o putem plimba cu ușurință. Spre deosebire de cum eram eu la vârsta ei, fica mea este mult mai deschisă, se adaptează mult mai ușor și am știut că este un mare avantaj. Așa că am pornit și acolo o să stați tot timpul sau este doar o haltă? În ne, întreabă, ne întreabă lumea și nu știm ce să răspundem. Nu știm ce să răspundem, nici nu am luat foarte în serios acest gând. Noi nu am luat un angajament. Nu suntem din categoria românilor care să spună plecăm din țară pentru că aici nu mai suportăm. Nu suntem nici în categoria fie pâinea, cât de rea, tot mai bune în țara ta. Ceea ce cred că ajută, ne ajută și pe noi și ar ajuta și pe alți oameni care au decizia, decizii vis a -vis de plec, nu plec și așa mai departe. Ceea ce cred că ajută este să ai o viziune, să știi cine vrei tu să fii, cum vrei să trăiești. Ce-ai vrea să lași în urma ta? Ce înseamnă pentru tine o bătrânețe fericită? Și cu astfel de destinație în minte, cred că geografia devine deja o chestiune tactică, nu strategică. Dacă știi unde vrei să ajungi, nu geografic, ci din punct de vedere al vieții tale, vei alege în funcție de vârstă, de moment, geografia potrivită. Poate peste câțiva ani va fi România mai potrivită, poate va fi cine știe. Trinidad Tobago. Acum am constatat că Spania este potrivită, că ne îmbracă foarte bine acel mediu. Din mai multe puncte de vedere, ne oferă liniște. Apropo de vorbire domoală și de relația dintre cum vorbești și cum ești, vorbesc domol pentru că sunt domol și pentru că am nevoie de liniște asta, iar sudul, sudul Spaniei, zona în care ne aflăm, e un mediu care ne antrenează o anumită liniște, o anumită serenitate pe care acasă nu am avut-o multă vreme. Agitație, grabă. Andrei, în cazul domnilor este permisă întrebarea, deci întreb, ce vârstă ai? 38 de ani voi face în curând. Mulți înainte. Ești parte dintr-o generație care a prins exact momentele acelea de schimbare și de căutări și aș vrea sărind cu totul din subiectul meseriei tale și a ceea ce părea să fie doar discuția noastră, să ne adresăm acelor oameni care nu au avut niște ancore potrivite, n-au avut nici niște paratrăsnete potrivite, nici niște împământări cum se cade, n-au avut uh, capitan de vas care să poată să le guverneze corabia aflată pe mările foarte agitate ale timpului pe care îl trăim și aș vrea să vorbești cu ei, dar mai ales despre ei, așa cum îi percepi tu pe ei, colegii tăi de generație. Mă tem să dau sfaturi. Nu Vreau evident. să le dai sfaturi. Vreau să încercăm să-i cuprindem în cuvinte, pentru că este acest palier de 38-40 de ani este exact locul acela în care nu mai știm dacă vorbim cu oameni care sunt ca noi și ne înțeleg generația mea și a mamei tale, de exemplu, sau uh, sunt ca cei care vin după tine și pe care tu poate că îi întâlnești în lecțiile tale? Cred că generația mea are un, are un avantaj din acest punct de vedere, cel puțin deocamdată. Faptul că ne putem conecta ușor și cu zona X, noi suntem Y. Gen, generația Y. Ne conectăm ușor și cu generația X, deci cei născuți uh, înainte de 1970. Dar uh, am înțeles în linii foarte mari uh, provocările generațiilor Z. cum vine genera generația Alpha, din ce am înțeles uh, fetița mea e în acea adică generație. Adică o luăm alfabetul de la capăt. Cum da, o luăm de la capăt. Uh, Acum da, o luăm pe partea grecească, unde o... să știi că am să-ți dau veste proastă. Z nu este chiar atât de la sfârșit. E nu foarte este. la început. Așa este. Pivotăm bine. Nu știu, cel puțin am, mă, mă, mă simt bine ca pivot între, între generații. Prietenii tăi, colegii tăi, oamenii cu care ai crescut, cum se simt în, în timpul acesta în care poate și-au găsit sau poate nu și-au găsit reperele așa cum ți le-ai găsit tu? Cunosc oameni foarte împliniți și cu o traiectorie foarte clară și, da, cunosc oameni care se caută. Nu e un e. păcat să te cauți? Nu, 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 nu Cât este un timp păcat. îți oferă viața pentru asta? În funcție de speranța ta de viață. Cred Eu, de că până mă ultima... Cauci, o să mă caut până în ultima zi. Cred că până în ultima zi te poți căuta. Mă refer la persoane care și au găsit un drum profesional. Chiar dacă încă își mai chestionează identitatea, chiar dacă încă își mai pun întrebări vis-a-vis -vis de ei înșiși, există persoane care au deja un profil. Și persoane care au încă nu și l-au creat, dar timpul lor nu se știe niciodată când va veni. Ce pot să-i să spun generației mele? Mi-e greu să răspund la întrebarea asta, pentru că nu o văd într-o singură culoare, dar problema asta o am și cu generația părinților mei. Nu-i văd pe toți la fel, o, am și cu generația bunicului meu fiertat. Nu pot să judec o generație în ansamblu. Eu cred foarte mult în individualism, nu în colectivism. Cele mai mari orori istorice le-au făcut culturile colectiviste, în care s-a făcut apologia colectivului în detrimentul individului. Nu, fascismul asta, făcea, comunismul asta, făcea. Eu cred în individ. Crezi că acum este timpul în care individul se poate căuta pe sine? Da chiar ar fi bine să se caute, dar să, să și asume că este un individ. Să-și asume că... Adică să nu se păcălească. Să nu se păcălească și să ia în calcul, să ia în calcul că poate nu tot ceea ce ține de categoria lui demografică, nu știu, etnică, culturală, îi se potrivește neapărat. Adică să nu mai fie prizonierul lui așa se face. Noi suntem prizonierii lui așa se face. Suntem prizonierii lui ce va spune lumea despre noi? Ne auzim vorbe. Asta este o abordare colectivistă a, a lumii, a vieții. Să nu fie un rând cu lumea. Trebuie să fie un rând cu lumea. E o... Eu cred că nu trebuie să fie un rând cu lumea. Știu, Eu cred că trebuie să fie pe contrasens sunt pe respectând sunt... dreptul celorlalți de a merge pe sensul lor. Exact. Asta este individualismul curat. Adică să ții de la identitatea ta fără să jenezi identitatea luminiței sau a oricărei alte persoane aflată în preajma ta în acel moment și nu numai. Spune-mi, spune te rog, uh, s-a pus problema când ai plecat de la Rad să o iei spre București sau spre Cluj și ai ales Clujul? Primul meu gând a fost București din motive de teatru. Uh -huh. Adică mă gândeam că dacă ar fi să fac o școală de actorie, București ar fi prima opțiune. Dar eu am mai avut un context de familie care m-a îndrumat spre Cluj și nu regret, de asta eu chiar cred în... Re Reiau, nu în destin, destinul înseamnă fatalism, destin înseamnă lene, nu mai facem nimic, cineva le aranjează deasupra noastră, nu, dar cred în rânduială, cred că ni se trasează, ni se sugerează o anumită direcție și că ține de noi și de alegerea noastră dacă vom călca pe acel drum sau nu. Rânduiala a fost că părinții mei divorțând foarte devreme, când eu aveam 3 ani. Tatăl meu s-a întors în orașul lui Natal, în Cluj, iar mama și-a continuat viața în, Arad. De altfel, eu cu părinții mei am trăit în București, un an bebeluș fiind, cei doi au făcut, au făcut facultățile aici, locuiau într-un cămin de familiști în cartierul Grozăvești. Să le spunem cine e mama, că pe mama o cunosc tot de aici, de pe canalul ăsta de YouTube și de la televizor. Mama este foarte bine cunoscută personalitate complexă care este medicul, ziaristul, omul de condei, Otilia Țigănaș. E bine, pe acest fundal în care părinții mei au divorțat, am, am luat-o pe pașii tatălui meu, tatăl meu fiind în Cluj. Mi-a plăcut foarte mult și orașul, așa că... M-am dus spune? după rânduială. De ce se spune că în zona asta noastră suntem mitici. De ce ne spun cei de la Cluj mitici? Eu nu bag în seamă treaba asta. Nu, că eu, eu vreau să am o cu curiozitate, să știi că eu nu mă simt. Eu nu mă, nu mă simt nicio mitică. Eu mă simt ce sunt. Um, dar există o mulțime de incongruențe și de nepotriviri în care temperamentul nostru, alăstura din sud, cu temperamentul vostru, alăstura care veniți din vest și nord, nu, nu prea se potrivește și atunci te întreb, te simți bine printre mitici? Eu mă simt foarte bine, prin, prin cum ar spune Caragiale, printre capitaliști, adică printre cei, cei din capitală, mai ales în ultimii ani. După ce am pornit primul meu curs de dicție, 2016, Conjunctura a făcut să vin foarte des în București pentru diverse proiecte. Am avut foarte multe proiecte pe care le-am desfășurat aici. Așa că am avut perioade între în 2016 și 2020, perioade în care veneam săptămânal chiar. Așa că am, am foarte multe imersiune în spate cu, cu orașul ăsta minunat pe care iată că le regăsesc acum după o pauză de trei ani, că a venit pandemia, apoi am plecat în Spania, mai nu am mai ajuns. Mie îmi place, pentru mine un oraș când îl vezi, dar sigur e alt context, eu îl văd ca turist și orice oraș pe care îl vezi din hainele de turist este ca o doamnă machiată, aranjată, mm -hmm. eu nu trec dincolo. Care nu a ceapă. Absolut. Mm -hmm. Aceeași impresie o lasă și Clujul când este fardat pentru un turist. Noi îl vedem și, cum spui tu, cu haine rupte și atunci mai avem uh, micile noastre nemulțumiri. Am luat în mână unul dintre motivele venirii tale la București, pentru că, iată, stăm de vorbă cu un om care... Uh, dincolo de faptul că se ocupă de voce, în tăcerea vocii lui interioare se nasc lucruri. Și aici se naște, sunt una dintre primele persoane care pune mâna, cred, pe această carte, căci aici ți-ai scos-o la Mitici, da? Adică undeva cu a editură fost editura, de București. O editură de Mitici, da. Mm. Uh, Andrei Țigăneaș, 1924, războiul care a ținut trei zile și îmi place foarte mult ce scrie sus aici. Ca să aduci bunăstarea poporului tău, trebuie mai întâi să le iei. Totul. Ah, o să mă gândesc foarte mult la aceste cuvinte pentru că mi se par foarte interesante. E un adevăr la care nu m-am gândit niciodată. El se întâmplă este contemporan cu noi. Și atunci îl întreb pe autorul care uh, m-a pus uh, în fața acestei provocări pe care o reprezintă un roman. Dacă este primul, e primul. Este al doilea. Este al doilea. Deci stau de vorbă și cu un romancier, lucru pe care nu l-am știut și nu-mi pare rău, fiindcă îmi place să-l aflu de la om. Cum este să scrii? Este ficțiune? Este ficțiune. Ca încadrare de gen, este un thriller istoric. 1924 este anul pe care încă nu l-am atins în existența noastră. Are. Hă? Nici măcar bunicul meu nu l-a atins, pentru că el s-a născut în 1930, însă. Tatăl său, străbunicul meu, a avut legături foarte puternice cu evenimentul istoric pe care îl descriu printre rânduri. Este o poveste scrisă pe baza unei realități istorice, întâmplate normal în 1924, se numește Răscoala de la Tatar Bunar. Tatar Bunar este o comună din Basarabia, actualmente în Ucraina, Fântâna Tătarilor ar fi etimologia numelui, un spațiu multietnic cu ruși, români, bulgari, germani, evrei. În acel sat, în anul 1924, are loc o răscoală de inspirație bolșevică, dirijată fiind din spate de Internațională a III-a. Despre această răscoală s-a scris foarte puțin sau s-a discutat foarte puțin istoric. Poate discutăm mai mult anul viitor când va fi un centenar. Pe mine m-a intrigat pentru că bunicul meu s-a născut acolo. El era basarabean refugiat, s-a refugiat din Basarabia în Ardeal și totdeauna mi s-a părut atât de interesant că își trage seva dintr-o comună care apare pe harta Lumii, ca un punct care a zguduit un pic istoria interbelică a României. Practic, răscoala de la Tatar Bunar a fost prima tentativă a comunismului să intre în S-a dorit o răscoală de pe urma căreia Basarabia să fie dezlipită de regat și să devină, a și fost de altfel preț de câteva ore, Republica Sovietică Moldovenească, până când ea a fost înăbușită. Mi-a luat ceva timp să înțeleg eu însumi, prin lecturi, prin documentări cu oameni de specialitate, ce s-a întâmplat acolo. Răscoala a avut ecouri internaționale, a scris despre ea Henri Barbus, Romain Roland, inclusiv Einstein a avut niște lor de poziții despre ce s-a întâmplat în Tatar Bunar în 1924. Ei, cu ideea asta în minte sau cu realitatea cât de cât elucidată, m-am gândit să scriu o poveste care are în centru un tânăr pe numele Justin, băiat de lemnar, sărac, chinuit, nefrecventabil, era bătăușul satului printre altele, cu un spirit de justiție accentuat, un derbedeu, dar în care există o picătură de dumnezeire. Acest Justin se întâlnește într-o zi cu șansa vieții lui, este cooptat într-un grup conspirativ să gândească o răscoală, o răscoală care este livrată sau este promisă ca un moment care va împărți dreptate. Pentru să nu ne mult mai mult. Mai ne mult spun. Pentru că este chemat în să împartă curând, dreptate. În curând această carte se va găsi, cred că, și aici la noi. Pe... În primul rând aici, pentru că editura cu care am lucrat, mi-a plăcut și conceptul editurii din spate. Scrie aici Storycraft o editură care aparține bunului meu prieten Daniel Zărnescu. Daniel este un, ceea ce s-ar numi astăzi, creator de conținut online, scrie foarte mult, dar și scritor. El a creat în, 2019, să nu greșesc, 19, a spus vreau să creez un concept de editură care în România nu există, o editură care să preia autorul din faza de idee și să-l ducă până, până la rezultat și mult după. Așa că cei de la StoryCraft, cu care am o legătură foarte strânsă, m-au ajutat încă de la început. Adică am luat legătura cu ei când le-am spus aș vrea să scriu o carte despre un eveniment istoric. Nu știu ce va fi, nu știu cum va fi. Nu știu am dacă va ieși sau nu va ieși. ieși. Și da, m-am bucurat de asistența lor. De... Să știi că m-am uitat la ceas pentru că eu mi iau în serios faptul că trebuie să fiu aici, în zona asta pe care o cunosc foarte bine. O cunoașteți și voi. Șoferul care duce la aeroport un om despre care îmi permit să fac o sinteză pentru că iată câte aflu în doar jumătate de oră. Am chemat aici un profesor de dicție, fiul unei foarte bune prietene, pe care te rog să-i transmiți încă o dată și așa invitația că o aștept și a promis că vine la prăvălia de la colț să se întâlnească cu oameni care vor să o vadă în carne și oasă pe Tilia Țigănaș. Dar dincolo de asta m-am întâlnit cu un coleg de breaslă, care este ziarist în preistoria activității lui, este romancier, este tată, este un soț admirabil, este un om care și-a luat destinul și a plecat cu el undeva într-un sud al Spaniei și de acolo scrie cărți despre o răscoală care s-a întâmplat acum 100 de ani. Andrei Țigănaș, cum putem să facem ca timpul ăsta pe care l-am primit în dar și care se numește foarte frumos și foarte prozaic viața noastră, se lase în țărâna timpului amprente. Și la ce vârstă trebuie să începem să facem asta ca să avem cu adevărat timp? Este promit ultima întrebare înainte de a ne îmbarca spre aeroport. Destinația pe care o am în minte e cea unei balanțe. Tot timpul văd o balanță cu două talere mari care cred că ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Pe un taler vor sta amintirile și pe celălalt vor sta regretele, lucrurile pe care nu le-am încercat, le-am evitat. Îmi doresc foarte mult ca balanța cu amintiri să cadă și se ridice foarte mult balanța cu regrete, să am cât mai puține regrete. Din acest motiv facem ceea ce facem, încercăm să... Ți-am spus că sunt mai temător de felul meu, dar mă tem mai tare de frustrarea de a trăi o bătrânețe în care să plâng de milă, că am vrut să fac atât de multe, dar nu am încercat, pentru că m-am gândit că va zice lumea nu știu ce, m-am gândit că poate ratez, că poate pierd, Aș prefera să nu am astfel de regrete pe cât posibil, de aceea cred că ar trebui îmbrățișată viața. Îți mulțumesc! Eu îți mulțumesc!